la jucată? 3 contra 1, să stai și rămâi. Suntem 4 contra 5. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Ușor acolo, Andrei, atât. Atât, Andrei, că ăla e omul. Atent, atent! Tu ia-ți față la ăsta, voi, ia-l unul ce e aici. Hai, el!
tale, hai tale, tu sei. Nu mi-e spate sangului. Să fac pe montaj, bag în zampor. Hai, Mirele, ce reșit tu? Aici, la ăsta. Hai și ai bun fan. Dă stânga. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Hai, butule, stai la om acolo. Hei, hai de acolo la om. Hai, cred, Dorine. Hai, 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 Nu, a zis că...
Nu am ridicat. Bă, 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 și nu se mai tu. Bă, 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 bă. 200. Ne? Aveți lăsă genului, și-a pășat lăsă. Ai văzut finală? Ai ieșat tu, dar genului. Păi de ce zic? A las genului, pășat. Hai, 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 hai
După mult timp, iată că în sfârșit Memorialul Glorilor Fotbaliste Giurgiuvene are o altă câștigătoare. Nu mai este echipa celor de la ISU, a pompierilor. Cum a fost partida de astăzi? Ați făcut minuni în poartă. Ca și partidă, o partidă foarte grea, datorită faptului că este o echipă foarte, foarte experimentată. După cum știți, joacă de foarte mult timp împreună. Îi cunosc de 10 ani pentru că am jucat foarte mult timp împreună meciuri amicale și sunt o echipă legată. Dar cu multă voință, cu un, să zic așa, un stil aproape italian. Ați văzut că am reușit după ce am condus cu 4-1, 4-4 la penaltiuri. Într-adevăr, am apărat și un penalti, al doilea ratat și am reușit să câștigăm, să oprim cum într-un fel dominația acestei echipe destul de importantă pentru... Nu s-a așteptat la o replică atât de bună, probabil nici nu s-au antrenat pentru lovituri de departajare. Sincer, da. Nu se așteptau, numai că dacă discutăm și cu ei tot timpul, cu noi, cel puțin cu echipa asta, au avut meciuri foarte grele. După cum știți, acum 2 ani am fost cu ei în grupă, i-am condus cu 1-0, ne-au bătut cu 2-1 prin niște goluri deviate. Chiar meritam să câștigăm atunci, numai că așa a fost, ne-au învins. Am văzut că ați apărat fără mănuși, nu v-a incomodat asta? N-ați putut face rost de o pereche sau așa vă place? Nu apăr cu mănuși. Nu, nu-mi plac, chiar mă incomodează mănușile. Nu, chiar nu-mi place să apăr cu mânuși, sunt mai sigur așa și... Spuneți-ne câteva cuvinte despre echipa aceasta. Vă antrenați împreună, câteva cuvinte despre cei care formează această echipă. Sunt jucători, fost jucători de fotbal, știu pe unul, l-am remarcat de copil, joacă încă la Malu. Dar despre ceilalți colegi ce puteți să ne spuneți? Păi, Marcu, ca și număr, nu-l văd acum, cel în bluză de training, care a fost un jucător al fostei echipe Dunărea Giurgiu, un jucător foarte bun. Noi jucăm de ceva timp împreună, o dată, de două ori pe săptămână, echipa asta. S-a văzut, ceva s-a văzut. Numai că vârsta a văzut. O medie destul de mare de vârstă și am cedat fizic pe final, după cum s-a văzut. Numai că... Să spuneți și nouă numele dumneavoastră și echipa cum s-a numit, numele complet. Forester. Echipă de cartier. Da. Poftim. Hai, duceți-vă. Hai, duceți-vă. La această competiție, vă mulțumesc tuturor echipelor participante și vreau să, în primul rând, să mulțumesc prezența în mijlocul nostru a domnului primar Nicolae Barbu. Și ca să nu mai lungim, să începem și festivitatea de premiere. O să începem cu următoarele premii. Premiu pentru cel mai mic participant la competiția noastră. Unde sunt fetele? Pentru cel mai mic. Unde e Andrei?
Hai, adu-l încoace. Hai, Coco, vino tu. Ai venit, mă, unul cu el, că ne grăbim, ne apucă noaptea. Cel mai tânăr participant. Ia uite, Andrei, cel mai tânăr participant. Ia și pungulița asta. Ia și eu. Bravo! Bravo! Pentru că am avut o asistență permanentă aici, îl premiem și pe asistentul medical de la competiția noastră, domnul Marin Piroi. Aici, aici. Avem un premiu și pentru arbitru care a dus greu la competiția asta, e vorba de domnul Gheorghe Guși. Mai premiem cel mai bun portar al competiției, Gheorghiță Lumânare. Bravo! Avem și pentru cel mai bun marcator, golgheter, Tonica Alexandru de la ISU. Avem și un titlu, un premiu pentru fair play și ăsta îi se cuvine comisarului șef de la Poliția Frontieră, domnul Mirel Ionete. Tot dânsii, domnule, tot dânsii. Tot. Fair play în altă parte. Are cum să începem festivitatea de premiere. Nu cu patru. Locul 4, echipa Poliției de Frontieră, Arvila 2003. Acum locul 3. Domnul Ionescu, vă rog frumos, dacă dumneavoastră vreți să faceți premiera, fetelor, luați una din voi medaliile pentru locul 3 și domnul Ionescu o să le... Pe toate, toate, toate ale. Să-l ajute cineva. Haide, băieți, locul 3, aliniați-vă frumos aici în fața domnului Ionescu. Haide, toată lumea, frumos. Da, începeți cu curtea. Dai, băi, haide, haide. Haide, bă, vedem. Ia și tu o fată de asta să te ajut. Mă rog, aici să vii la competiție, să-l ajut, să-i fii și tu medalica. Da. Deci cu cât ești mai în spate, cu atât de e medalia. Nu? Domnul colonel! Domnul colonel, așa să luați și cupa. Care ți-o luați, poate să vă duci la competiție. Dacă te simți să oară, mă, de obicei mai mult prieteni. Da. Deci locul 3, da? Așa scrie acolo. Șeful vostru a scris mâna lui. Coco! Ăla 4. Ăla 4. Restul ăla pe top. Locul 2, echipa inspectoratului pentru situații de urgență, ISU, Pompieri. Campania acest și medalii în locul 2. Da, stai, să mai...
Vreau să știu că deloc nu trebuie să trăiești, să trăiești. Pe asta pun eu una, că vreau să măi ții. Da, dă cu șampuniu. Da. Acum urmează campionii! Vreau să ne bucurăm toți de prezența domnului primar și să rugăm pe dânsul să oficieze înmânarea primului întâi pentru echipa câștigătoare. Care fată vine lângă mine să mă ajute? Iar ești rău cu mine, vezi? Vezi cum mă zici? Cum mă zici? Zici că de ce suntem prieteni. Ultima dată vă iubați. Uitați și scrie aici. Locul, nu? Da, bravo. Bravo, 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 bravo. Aici, aici, aici. Aici, aici. Hai, vă scoși. Bă, că mai mult de ce este, nu? Nu, 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 nu. Lasă-le, mă, la mine, mă. Poză, mă, poză, poză, poză. Merge. Domnule Coman, cred că pentru a doua oară consecutiv când acordați premii aici în cadrul memorialului glorilor fotbalistice giurgiuvene, văd că giurgiuvenii până la urmă nu v-au uitat, sunteți și aproape de casă. Cum vi s-a părut competiția de anul acesta? A fost mai bine organizată, echipele au fost mult mai bine pregătite, deci a fost o dorință de afirmare și a fost ceva foarte, foarte frumos. Și referitor la ceea ce ai spus că am premiat încă o dată, mă bucur pentru treaba asta, dar s-a meritat și cadouri mai frumoase. Data viitoare sperăm să aibă câte un tricou sau o pereche de Adidas și un training, să vedem cum va decurge. Am văzut că portarul echipei câștigătoare a apărat fără mănuși. Știu că dumneavoastră ați apărat o foarte mare perioadă fără mănuși. El a spus nu că nu a avut mănuși, ci că se simte mai bine fără mănuși și apără mai bine. La dumneavoastră la fel era? La mine nu existau mănuși. Iar când a apărut mănușile, nu mai puteam să apăr cu ele, că nu știam să prind. Așa că mâna goală era sfântă pentru mine. E, probabil că n-a avut mânuși și din cauza asta a apărat cu mâna goală, nici de cum că... O să mergeți mâine la finala Cupei României? Da, am primit un bilet de la domnul primar, care îi mulțumesc și pe această cale. Un gest extraordinar de frumos, de fair play. Și am să merg. Cine credeți că o să câștige? Dumneavoastră, fost câștigător al Cupei României cu Steaua București. Sincer să fiu, sunt stelist. Dar țiu cu Astra, nu că joacă Astra la noi. Dar când văd conducerea aia atât de îngânfată, nu mai îmi vine să țiu cu Steaua de niciun fel. Mulțumim mult și așteptăm să împărtășim câteva impresii după final. Vreau să vă întreb și colegul ceva. Cu plăcere. Okay. Pe viitor veți mai sprijini astfel de activități și astfel de evenimente dedicate activității? Da, eu nu am sprijinit-o cu absolut nimic în competiția asta. Moral, da.
Iar dacă sunt chemat, cum am fost și acum chemat ca să premiez, întotdeauna sunt dispus să fac asemenea lucruri. Cu plăcere. Ne vedem mâine la merge. Domnule Dândăreanu, o nouă ediție a memorialului glorilor fotbalistice giugiuvene și o premieră. Pentru prima dată echipa pompierilor, Isu Giurgiu, a fost în frânt. Așa a fost să fie. Oricum, părerea mea este, și cred că nu numai a mea, că a câștigat echipa cea mai bună. E vorba de o echipă de cartier, Forest Bicu se numește, a fost mai consecventă și au văzut de joc, au fost și niște câteva incidente care sunt inerente jocului de fotbal. Eu zic așa, după părerea mea, și cred că dumneavoastră sunteți în măsură să apreciați, eu zic că a fost o competiție reușită. Scopul pentru care am organizat această competiție mi se pare generos. Comemorăm personalități marcante ale fotbalului giurgiuvean. Dacă îmi dați voie, pot să spun și câteva nume. Vreau să vă spun că nu, lista e foarte mare, numai câteva vreau să pomenesc. E vorba de Nea Gugu Gârlea, Nicu Nemțescu, Marina Anastasovici, antrenor Constantin Teașcă, conducător Nea Paul Chirea și jucători de mare valoare pentru Giurgiu, Gorica Cristache, Sile Ciocan, Pepi Orgulescu, și lista poate continua. Am văzut pentru prima dată, arbitrând dumneavoastră și un coleg de-al dumneavoastră, care a fost motivul pentru care ați intrat în iarbă, între ghilimele, deși s-a jucat pe sintetic? Am trimis o adresă oficială la Asociația Județeană de Fotbal și domnul președinte Leșanu a declinat negativ rugămintea noastră, spunând că o să ne trimită arbitrii după ce analizează asta și în termen legal de 30 de zile. Vă dați seama că era o glumă, probabil că ne trimit arbitrii la 2-3 zile după ce am terminat noi competiția. E problema lor, eu zic că n-au procedat corect, pentru că personalitățile marcante ale fotbalului german pe care noi le-am comemorat au fost și antrenorii dânșilor și eu cred că merita să fie măcar prezenți aici, să-și aducă aminte de cei care i-au legat și letrele la ghete și i-a învățat să lovească mingea. O să continuați cu acest memorial, cu această cupă și anul viitor? Sprijinul noastră al presei, al Consiliului Local și al eventualilor sponsori, cred și sunt convins că dacă o să fim sănătoși, organizăm și ediția 6. Și eu vă mulțumesc. Merge. Domn primar, ați ținut să fiți prezent astăzi aici și ați venit cu noroc pentru o echipă de cartier. Am înțeles că Isu a pierdut, pentru prima dată, da, cred că au 5 victorii consecutive. Și acum 2 ani, când am organizat și anul trecut, văd că Isu a fost, poate că au fost obosiți, au avut foarte multe acțiuni în perioada aceasta, că au fost alegeri, sunt foarte, foarte solicitați toți ofițerii și subofițerii unităților din Giurgiu. Eu zic că a fost un meci frumos și, în general, toată competiția a fost frumoasă. Ce înseamnă sport, mișcare în aer liber, e benefic pentru fiecare. Săptămâna trecută vorbeam cu domnul Vladu, domnul viceprimar, la fel era o competiție pentru copii între două școli. Acum această competiție, credeți că ar fi nevoie și de ceva mai mare pentru acest municipiu, în special pentru copii? Municipalitatea, dacă ar apărea această oportunitate, ar sprijini o astfel de competiție pentru copii? Deci noi am înființat FCM Dunărea Giurgiu, club sportiv, tocmai ca să atragem tinerii către sport. Să încurajăm și să susținem financiar antrenorii și tot ce înseamnă deplasări și cheltuieli, ca acei tineri să poată face, fără să fie, eu știu, forțați de anumite impedimente financiare, să nu poată participa la competițiile organizate sau să facă sport și mișcare. Prin acest lucru noi încercăm să încurajăm. Mai departe, e rolul, rolul antrenorilor, e rolul președintelui clubului. Nu mă pot implica și chiar nu mi-aș dori să mă implic chiar în toate. Încerc să angajez oamenii potriviți pe activitatea potrivită, să susținem financiar, mai departe fiecare să-și facă treaba pe bucățica lui. Și eu zic că vom avea cu toții de câștigat. Astăzi am văzut că în afară de diplome și cupe ați oferit și un premiu inedit, cred că 10 bilete, dacă nu mă înșel, da, în finala Cupei României. Ce v-a determinat să faceți acest lucru și câteva cuvinte despre finala de mâine, una specială pentru Giurgiuvene? În primul rând am vrut să atrag atenția că mâine avem o finală pentru prima dată în istoria Giurgiului, o finală jucată de o echipă a Giurgiului, Astra Giurgiu. Chiar dacă mulți o spun că Dunărea rămâne, Astra este echipa noastră în momentul acesta. Avem un stadion de 5 stele, avem o echipă locul 2 în țară, n-am avut niciodată și nici nu cred că am sperat vreodată. Eu zic că toți cei care nu au luat bilete, toți cei care nu au putut, datorită vari motive, vor fi cu sufletul alături de această echipă și, eu știu, dorința lor spre câștig îi va face și pe jucători să le facă giurgiuvenilor o bucurie. Pentru prima dată să aducem cupa la Giurgiu, eu cred că va fi o fiestă la Giurgiu. Chiar aș vrea să văd cum se bucură giurgiuvenii atunci când au un trofeu așa de mare, unic în istoria Giurgiului, adus la Giurgiu. Ne puteți da și nou un pronostic?
Eu zic că aducem cupa. Nu știu, fotbalul să joacă pe goluri, niciodată nu m-am priceput la fotbal și nici să dau, îmi doresc să bată echipa Astra, să aducă cupa la Giurgiu și să fie o fiestă. Mă și gândeam, îi spuneam domnului director de la Giurgiu Servicii Locale să pregătească fântâna și dacă e nevoie o pornim diseară, ca mâine seară, oricum mâine după amiază au făcut probele, fântâna din Parcul Mihai Viteazu va funcționa. O să fie o fiestă dacă vom câștiga. Și eu zic că vom câștiga. Și ceva extra fotbal, să spunem, în afară de fotbal cu Țânțari. Am văzut, cred că și dumneavoastră v-ați confruntat astăzi. Mâine trebuie să înceapă. Deci, normal, de când sunt primar, am încercat să păstrez și să respect legea. Atât când am putut și cum mi-a permis cadrul legal. Am demarat la începutul lunii aprilie, la începutul lunii mai, am dat drumul, procedura este încheiată, ieri a fost desemnat, astăzi așteptăm ultima contestație, dar nu mi-au spus băieții că ar fi cineva care să conteste. De mâine trebuie să înceapă, au programul stabilit, încep din Tineretul, am terminat de cosit iarba. Asta e lucrul cel mai bun, sau măcar între blocuri, de mâine vor începe Căpușe și Țânțar la sol. Ce nu putem da? Nu putem da aerian din cauza că nivelul Dunării este foarte ridicat și am aruncat, eu știu, și banii și substanțele degeaba. Țânțarii totuși sunt în pădure și în pădure deja e zona inundabilă, deci e greu să dai acum și eu nu cred că ar trebui. Dar dacă dăm la sol, în zona de parcuri, în zona de blocuri, în zona de vegetație, eu știu, pentru Căpușe, va fi un lucru benefic, nu în totalitate asiguratoriu, dar măcar va fi un pic mai bine pentru cetățenii orașului Giurgiu. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc.